43 de societăți au decis să-și instaleze afacerile în Hi-Tech Industry Park Craiova, acolo unde beneficiază de mai multe facilități acordate de autoritățile județene. Vor fi făcute investiții de aproximativ 30 de milioane de euro, iar aici, în zona de est a Craiovei, vor lucra 2700 de persoane. În momentul acesta, parcul este în proporție de 98% plin. Am realizat toate utilitățile necesare investițiilor, iar rezidenții au început să construiască. Din 43 de rezidenți avem emise 12 autorizații de construcție și încă 10 certificate de urbanism în domenii de la confecții, la fabricarea de echipamente medicale, fabrică de sticlă și chiar un spital de cardiologie cu o investiție de aproape 11 milioane de euro. În primul rând, faptul că toate utilitățile sunt la limita de proprietate. Nu au probleme în obținerea vizelor. Și mă refer aici în special la faptul că avem un inel interior de hidranți, le putem oferi până la 20 de megawați curent, avem canalizare menajeră, canalizare pluvială, alimentare cu apă, iluminat public, supraveghere video, întreg parcul este delimitat, avem un gard perimetral. Rezidenții care au ales Hi-Tech Industry Park Craiova pentru a-și desfășura activitatea au posibilitatea de a concesiona terenul pe care să își ridice halele pentru producție pe o perioadă de maximum 99 de ani. Chiria pentru suprafață este una modică. Ca facilități pot să vă spun, o chirie este relativ mică. Chiria minimă pentru a veni aici este 10 cenți pe metru pătrat. În primul an nu se plătește o chirie de 5 cenți. Se consideră că este perioada în care rezidenții își obțin autorizațiile și avizele necesare construirii. Iar ca și condiții, trebuie să angajeze un om pe 100 de metri pătrați și să realizeze, ca să înțelegem, parcul este construit pentru a facilita mediul de afaceri, în special din Craiova, și a scoate industria din oraș. Cele 43 de firme pe care le avem în momentul acesta în parc au o investiție totală de aproape 30 de milioane de euro și 2700 de angajați. Vă dați seama că toată această industrie va fi concentrată într-un singur loc. Se pot pune la dispoziție inclusiv mijloacele de transport în comun, iar facilitățile, printre facilități, de exemplu, nu plătesc taxe și impozite pe construcție, și nici măcar autorizația de construcție nu se plătește fiind parc industrial. Cei trei ingineri ai parcului Hi-Tech le oferă consultanțe reprezentanților societăților care urmează să-și ridice construcții în această zonă. La ora actuală, doar două parcele de teren mai sunt disponibile pentru posibili investitori.